Am găsit recent o pagină de Instagram absolut superbă. Se numește Ce vând românii? Anunțuri românești autentice. Practic sunt screenshot-uri de pe screenshot de pe OLX cu ce vând românii. Hai să vedem. Ne luăm pe, le luăm pe rând. Vând Sony Ericsson T68T. Descriere. Vând Sony Ericsson T68T unicat folosit de agentul 007 în film. Este un prototip. Este telefonul agentului 007. Și atenție că nu se termină aici. Ai tastatură care se conectează la el, man. Măi, vă rog eu frumos, cum o fi fost să stai cu ăsta în mână și să tastezi pe așa? De unde la programă mă? <laughs> Dar vedeți că și cutia e cu 007. Vă rog eu frumos. Playable demo from EA Games. Primei și jocul, pri primei demo la joc cu 007? What? Primei demo la joc, man. Ce era ăsta? WAP? <laughs> să uite ai spus. ce e. Oh my god, got... da, știu. Eu cred că telefoanele, a, a adică astea asta probabil că aveau, se puteau conecta singuri la internet. Nu e gen o cameră? E cameră externă încă am un telefon de genul, iată. Ce mai vând românii? Bea o bere fără dop. Noroc. Desfăcător de bere pentru montare verticală pe perete. Bea o bere fără dop. Față de momentele când bei berea cu dop. Și că veni vorba. Știi că nu ai nevoie de un desfăcător ca să desfaci un ursus rece? Tocmai am făcut cea mai bună tranziție din istoria contentului sponsorizat. Acest video este sponsorizat de prietenii de la Ursus, care le mulțumim pe această cale și nu este adresat minorilor. Anul acesta Ursus a venit cu o identitate vizuală nouă, cu o prezență mai puternică a simbolului emblematic pe ambalaj și anume Ursul. Dar cu același gust ne Și cu această ocazie, Ursus ne îndeamnă, prin noua lor campanie, să ascultăm Ursul din noi. Un mesaj de susținere și de inspirație pornit de la un fapt constatat. Și anume că adesea ne lăsăm influențați de cei din jur, ne având curajul să ne ascultăm vocea interioară. Plecând de la această premiză, Ursus a regizat un experiment numit Testul Curajului, în care a testat curajul românilor într-o situație greu de anticipat, și anume aceea că ajungi la restaurant și masa ta este ocupată de Cătălin Moroșanu. Ce faci în situația asta? Îți asculți sursul interior, te ascunzi în cămară? Ce au făcut oamenii puși față în față cu Cătălin Moroșanu? Astea sunt răspunsuri pe care le puteți afla în videoul celor de la Ursus, testul curajului. Găsiți linkul mai jos în descriere. Mulțumim încă o dată Ursus pentru susținere. Uh, înapoi la video. Vând prototip tractor agricol, 3500 de lei. <laughs> Bă, cum arată un tractor agricol? Pe și cum este un prototip de. Aia e gen mic. Dar e roți de mașină. Nu era gen o, un fel de papuc? Are, ok. Mască, latex, președinte rus, Putin, petrecere Halloween, bal mascați plus cadou. <laughs> plus cadou! <laughs> Vă rog eu frumos Discul silicon boost pentru sâni 30 de lei Cine ți cumpără mena astea? Folosite Sânii sunt incluși? Astea le vin de lupoi? Tablou pictură nu lei, Portretul președintelui Ion Iliescu 2500 de euro El pui lui bunica ta în casă Să zică Doamne ajută Mersi poate. Ce dormi era era mai tânăr aici. Dar era de la Revoluția, omului. meu. Da, adăugați da, adăugat lichen la tablou în Iliescu, efectiv. Vând păcănea. Mi-aș lua. Mi-aș lua un sleezing hot acasă. Vrei să te antrenezi acasă? <laughs> te vinde dactari. 450 de euro. Daci 1300. <laughs> n-are formă. Acum văd că n-are formă. Am crezut că doar n-are aripa, dar n-are bagajul cu totul. Se vinde Dacia Dactari, în stare perfectă de funcționare. Motorul merge super, direcția impecabilă, nu bate, nu troncăne, totul funcțional. Hai de men, ca asta e la memă, dă te Hai, Tatuaj pe cur, 10 lei. Ce -a ceas de aur, 18 carate. <laughs> Lux. Mochetă biserici, trafic intens. <laughs> Cu siguranță n-are orice hotel de două stele această mochetă pe șos, <laughs> Pe aici pot să treacă copiii pe sub masă la, la slujbă. Diverse. <laughs> Diverse acareturi. Nu te și ia sursă cine, cine are nevoie. Sunt mai multe surse. Ai niște încărcătoare de Sony Ericsson K750 pe aici pe undeva. E o mașină de tuns. Diverse acareturi. Asta zice Gary Vee, Să te duci să le iei. Că poți să faci profit pe ele pe OLX. Dacă te duci și ia acareturile astea pe moca, poți să faci un profit pe ele. Vând mister și stație. ah, mixer. <laughs> Păi ăsta face canie, Donda. Wow, îl țin minte pe astea. Televizor vechi diamant, 100 de euro. TV vechi stare bună. Îi lipsește un buton cum se vede în poza în găsit este complet. Menționez că funcționează preț în euro negociabil. I Amin! Mean. Nici măcar nu e de râs, adică, come on. Mai ales dacă funcționează. Oh! Lot sticle românești perioada Ceaușescu Epoca de aur, lapte sana muștar Nu se epoca Ceaușescu Ăsta cred că e epoca Ceaușescu Ăsta nu e Epoca de aur lapte sana muștar. Dar nu înțeleg cum noi ca societate, mă, înțeleg cum, dar mi se pare insane că noi ca societate am plecat de la sticle de sticlă și am ajuns la peturi de plastic tip de ăsta de să, să face vai morții săi. Vând mă, Vând magari cu minte Vând magari cu minte învățat la oi Nu zvârle, nu mușcă <laughs> Asta-i nu bate, nu troncănele Animalelor <laughs> Nu zvârle, nu mușcă Să l prins, merge călare Wow, dar cum ai să te urci, dracu, pe pe măgarul ăsta, vai de capul lui. Motivul pentru care îl vând numai, mai ce face cu el, oile le-am vândut. Cer și ofer seriozitate maxim. Măi, e ca când îți vinzi, când îți vinzi mașina pe net. Motivul pentru care o vând este că mi-am luat un model mai nou. Pat de... Pat de rege, nu ratați. Uitați-vă bine. 1400 de lei ocazie uitați vă bine Dar deci, ce cred că vine cu saltea inclusă? De ce vine cu saltea inclusă? Ce saltea e asta? De ce vine, De ce, de ce, e... De ce are așteg nu pe ea? Am mai folosit-o înainte? Uitați-vă bine! Uitați-vă bine! Nu știți când pleacă Pat de rege, nu ratați Vodca de colecție Nicolae Ceaușescu 13.000 de lei Vodca să facem totul 13.000 de lei, men Trofeu copie Oscar Best costume 20 de lei Strone regal, îmi părătesc WC, toaletă, aurită, exterior, porțelanată. E wc lui Elvis, prieteni. Ciocanul lui Thor. Atât. <laughs> Scur la obiect, plasmă. Cel mai fan e că nici nu e plasmă. Și-a <laughs> downgradat singur televizorul. Nici nu e plasmă. DVD și... <laughs> DVD Philips cu 5 sateliți și subwoofer. pentru nu ar fi foarte mândru de această formulație. <laughs> Stop! Deci că făcute la mișto, man. Kawasaki, că e pe el. În stare perfectă de funcționare. Doar schimb cu ATV de la 250cc în sus sau Jeep. Nu, cam nu, e trolează. Jeep 4x4, gripă. Nu mă interesează actele. Efectiv, mă gând la gâșele gramaticale. Asta e contul pe care îl căutați pe internet. Pentru toți fanii Nicki Minaj, puteți să luați de aici Bug Let's go to the beach? Ciao. 17 viteze. O merg și șofer. Cum are 17 viteze? Cum are 17 viteze? Nici nu pare care schimbător. Nu cred că are schimbător. A 18 e blocată. <laughs> de vânzare locomotivă. <laughs> Omul care vinde această locomotivă, he fact NATO, he fact USA. Cum, cum rămâi pe cap cu o locomotivă? Vreau să știu ce combinație trebuie să faci. În ce ipostază trebuie să fii să ai de vânzare o locomotivă? Telefon? Cu... Nu, cam, nu, e glumă. Cam, nu, refuz. Touch scrim. <laughs> Aș vrea să citești greșit, dar se citește destul de corect Nokia. Adică, jokes aside, a scris foarte corect. A scris foarte corect. Telefon cu touch scărim? nu a trebuie să fie scărim. Nu mă. Nokia. E Nokia, e Nokia. N-ai înțeles? Mă, ai... Eu, eu mereu ești pe căcatul ăsta, că urăsc atât de mult uh, oamenii care vin să... Uh, well, um, actually -ă se scrie Nokia cu capa. Și ce înseamnă... Man, ai înțeles ce a vrut să zică? Ai înțeles? Bine, pe... <laughs> Ce că ca mai contează atât din cât ai înțeles? O zi plăcută. Boxe de biserică PV, Made USA v mai povestit cu vecinul meu care avea sabufac de concert în casă. Încă nu știu ce avea, dar sunt aproape sigur că avea efectiv niște boxe de alea imense de concert, pe care altfel nu-mi explic. Și omul meu, noaptea, când era complet liniște, gen la 3-4 dimineața, băga pe boxele alea de concert frecvențe de alea în care se aude doar bas. Men și dădea cu basul ăla la maxim și se auzea doar basul asta, e că nu se auzea niciun sunet. Și basul ăla îmi făcea geamurile așa. N-aveam termopane drept și îmi făcea geamurile așa. Și efectiv credeam de fiecare dată că e cu tremur. Gen vibrat o blocul și geamurile făceau așa. A făcut de mai multe ori la 3-4 dimineața să crede lumea că e cu tremur. Straight up. Și nu l-am auzit niciodată să pună muzică. Adică n-am auzit niciodată muzică tare de acolo. Ah. uite Eu pe l Nu avei termopane? <laughs> Vând scuter Suzuki Burgman, 500 de euro. Motorul este impecabil, fără defecti, nu papă ulei, nu scoate fum, nu bate, atenție, nu am acte. L-am pierdut în urmă cu 3 luni, mai multe la telefon. <laughs> Guys, nu am acte, dar stați liniștiți, vă dau mai multe detalii la telefon. <laughs> Oare de ce nu are acte la el? l ai pierdut pe drum. N-am putut să-și facă altele în 3 luni de când le ai pierdut. Ceasul SS Bord Avion Militar. Băieții care se iau de femei că fac bani pe OnlyFans, asta și pun la, la apometre, ca să fenteze apometru. <laughs> lampa lui Aladin. lampa lui Aladin. Yo, OLX, sponsorizați-l pe omul ăsta, că this is, this is, amazing content. Cum, cum găsești asta? Efectiv, cum le găsești? Ce tu să scrii în search ăla ca să găsești așa ceva? Scooter fără permis, foarte volit, Încărcători actele sunt în regulă. Preț necociabil. <laughs> Ce mi-a plăcut ăsta? Salam! Salam! <laughs> <laughs> 17 lei. Straight up, salam. <laughs> Rechin de plus fine, 40 de lei. No, e fine. Se pot bucura copiii de el. Fie de călcat fain, ai căutat fine, pe Olex Ai căutat fain pe OLX. Fier de călcat nou din Marea Britanie. Gordă, go. <laughs> But selfie quality. <laughs> Băți selfie nou <laughs> Cum îi zici băți Băți selfie nou cu buton și fie Calitate foarte bună Nu se rupe în doaie Ok, ok Uite-te în ochii mei What? Covor manual lână cu portret din Nicolae și Ceaușescu, 40.000 de euro. Cât o fi vrut să scrie omul ăsta? Unicat, vând covor manual din lână, în centrul căruia este țesută, efigia cu portretul lui Nicolae și Ceaușescu, la confecționarea covorului care s-a făcut manual de către un colectiv al luce Mislea baic, Baicoi la cererea unui demnitar care l-a oferit familiei Ceaușescu, s-a lucrat 2 ani, dețin acte de proveniență și autenticitate. A, nu glumește, chiar vrea 40.000 de euro. Wow, omul eu și-a făcut asta de atestare, da. A e mare. Are 3 metri pe 2,60 bă stil, 40.000 de euro? I Amin, mean, aș! <laughs> Telefon fix cu butoane model hamburger, funcțional pe rețelele fixe. Oh my god, cât de tare! Și îl ții așa, men, îl ții cu totul la ureche. This is actually cool, come on. Măi, e telefonul burgir. Jaluzele din plastic folosite, 10 lei. Vă niște jaluzele din plastic folosite, unele sunt fără, unele sunt fără defecte, altele mai au mici probleme. 10 roncele bune, 8 roncele cu probleme. Am mai multe decât se văd în poze, predare personală, nu răspund la SMS. <laughs> tu mă suni atât de des. Nu! Nu! Mască realistă, caca cu moți, bal mascat, party cadou carnaval! Nu, caca cu moți! Nu! 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 <laughs> mască caca cu moți, shit! Absolut nouă, neutilizată! Potrivită pentru bal mascat! <laughs> potrivită pentru Balmasc. Să fac la. Să la balul de la Met Gala sau de la. Să fac la festivalul de la Veneția cu masca caca cu moț. Vând vacă bună. Iau. Piramida orgonică pentru proiecție împotriva invidie. Mai, mai țineți minte căcaturile astea cu uh, orgoni și, și căcaturi orgonice? Să vindeau la un moment dat, acum vreo, nu știu, 5 ani, le vedeam pe tot internetul la reclamele aia de să bagă pe toate site-urile de fake news. Luați acum, uh, pe, nu știu ce, brelocul orgonic să vă protejeze de... Da, pe Lovendal, da, bravo, pe Lovendal, da, bravo. Piramidele orgonice sunt niște dispozitive puternice care transformă energia negativă în energie pozitivă. A, ah, e ca la curentul electric conferind echilibru emoțional, spiritual și fizic corpului uman. Păi și o dai așa cu 100 de lei? Ca prostul cu 100 de lei? Hai de men. Vând schimb... Vând schimb meteorii. nu e real iPhone 12 nu. Refuză că persoana care are un iPhone 12 Pro Care a ieșit ieri Scrie iPhone așa și îl vinde cu 850 de lei Refuz, e content Sau e de la de nu merge și e furat, corect, da Închiria... <laughs> închiriez gătari cu el închiriază, îl închiriază cu 50 de lei. Asta e gătarul centrist. Se ia rugina pe mici, efectiv. <laughs> efectiv, vedem la typos. Asta e umorul nostru. La nivelul ăsta suntem, dragi prieteni. <laughs> vând pentru joacă de câmp. Ce a făcut cu partea din spate? A vândut-o sau ce a făcut? Și a pus-o la, la celălalt matiz de la Areth. Ce a făcut cu el? Nu înțeleg. Joacă de câmp. Miroșa fraier ia parfumul de la băie. I mean, that's a good selling point. Scutere și ATV-uri second. Schimb telefon Samsung Galaxy A2S și cățea de Amstaff pe un scooter. Nu. Schmecher 125A. mufără core. Ai ștecher. <laughs> A fost o scrie <laughs> Ce mi-a plăcut asta. Cască de gladiator din inox. 350 de lei. Casca de gladiator este copia fidelă a căștii care a fost folosită în filmul Gladiatorul. A fost cumpărată din Italia și este foarte bine realizată. E casca lui MF Dumenda, da. Gata, am terminat pagina. Păi să ce ce mai românii. Dați un follow dacă vă place, ca aș vrea să mai posteze. Insane. ți mai trimis ceva pe Discord? Măi, cu Anunțuri Facebook Marketplace de ciupar. Vă rog eu frumos, a făcut o meu prezentare pe PT acum în două minute. Aia <laughs> a pus și Apărători laterale pătuți bebe. Măi, wow, ce oribilitate. Nu emoji -uri. Wow, am avut veioza asta. Și făcea așa pe ea și se stingea și se aprindea. nu, nu, era, nu avea buton. Veioza vintage cu touch. Oh my god, da, că era pe touch. Vintage cu touch. Strecurătoare tip link Dâncă și încăpătoare. No! <laughs> Sunt easy Gucci, Ce că e 1985? <laughs> Îmi doresc Chiar doresc Sunt easy EAC, da? <laughs> Dacă era 1984, da, 100% luam Salut, cumpăr mașini sticate, lovite, radiate, uzate, ruginite Oferiți o și cele mai bune prețuri 10 lei S-a terminat <laughs> Mulțumim cu par Facem o pauză de pipi și revenim cu... Revenim cu content